Despre o nouă semnătură în tabăra petrolului nu poate fi vorba deocamdată și în cazul lui Răzvan Lucescu. Acesta urmează să discute cu patronul Dan Capră despre rămânerea pe banca echipei abia peste o lună de zile. Până la noi semnături, lotul galben-albastru a mers astăzi la unul dintre molurile din oraș pentru o sesiune de poze și autografe cu fanii. Antrenorul este nefericit că nu l va putea folosi pe Adrian Mutu și nici pe Iani Zicu. Ei s-au accidentat în această săptămână. Mutu la genunchi, iar Zicu a primit o lovitură puternică la unul dintre antrenamente, la care se mai adaugă Gerson cu entorsă și tci era suspendat. În aceste condiții, Lucescu Junior spune că i-a fost cel mai simplu să alcătuiască primul 11 și nu crede că oaspeții vor juca doar cu jumătate de echipă. Antrenorul își dorește foarte mult ca petrolul să bată steaua din două motive rivalitatea față de adversar și să se revanșeze față de suporteri după rușinea pățită etapa trecută.